Bun găsit tuturor, sunt Adriana Nedelea și urmărim împreună cele mai importante informații. Începem. Pe unde, oare pe unde se mai plimbă Sorin Grindeanu și consilierea lui de această dată? Pe banii noștri. Luna iunie a acestui an, o reuniune de comunicații poștale s-a întâmplat în insula Azore. E bine, Sorin Grindeanu și consiliera lui Lancom, Cătălina Miriță, fostă Miss Buzău, cu zero experiență în domeniu, așa cum relatau jurnaliștii Libertatea, cei doi spun prezent la această reuniune. Ce au făcut acolo nu știm, nu vor să spună, știm însă că s-au plimbat pe bani publici. Oare ce face mai exact fostul premier Sorin Grindeanu pentru noi? Și în ce a constat această experiență acumulată în insula de vis? Detalii despre excursia celor doi în interes de serviciu ne aduce colegul meu Răzvan Luțac, jurnalist de investigații GSP și Libertatea. Te salut, Răzvan! Ce informații ai obținut? Bună dimineața, Adriana! Bună dimineața! După cum ai spus și tu, Sorin Grindeanu și Cătălina Miriță apar în sistemul intranet al Lancom, apar că ar fi fost la o plenară de comunicații poștale în insulele Azore, mai exact în Ponta Delgada, care e cel mai mare așezământ de pe insula São Miguel din acest arhipelag. Ei bine, ei apar că ar fi ajuns acolo pe 27 iunie, ar fi stat două zile, practic până pe 28 iunie, deci două zile din programul acestui eveniment, care a ținut trei zile. E bine, ei apar separați de restul grupului. Au fost cinci persoane din Autoritatea Națională pentru Administrare și Reglementare în Comunicații. Trei dintre aceștia apar că ar fi stat și în ultima zi. E și motivul pentru care în pozele de grup apar doar ultimii trei, nu apare și Sorin Grindeanu și nici Cătălina Miriță. Oare în ce-o fi constat experiența acumulată de cei doi în această insulă? Da, nu ne dăm seama pentru nu, că... Nu, n-au răspuns cererilor Libertatea. Da, nu au răspuns. Noi am trimis o cerere oficială către Ancom acum aproape o săptămână. I-am trimis și domnului Grindeanu, am încercat să dăm și de domnul Grindeanu pe același număr de telefon pe care am vorbit cu dânsul data trecută, dar nu a mai răspuns. Practic, întrebările erau simple, ați fost acolo și ce ați făcut, ce a făcut fiecare membru al echipei, să spunem, cu ce s-a ocupat, pentru că ei, în mod normal, ar trebui să întocmească un raport al acelei deplasări și le-am cerut detalii în acel raport, dar nu nimic. Da, ultima întrebare, Răzvan. Ce face fostul premier Sorin Grindeanu pentru români, pentru noi, acolo, la Ancom? Ce rol are el? Practic, el, fiind președintele Ancom, să spunem, are un rol echivalent cu al unui ministru, adică, cum a spus și el data trecută, își face un cabinet și, bine, apoi se ocupă, să spunem, de probleme, de reglementarea problemelor din comunicații. De exemplu, vorbim de comunicațiile electronice, de comunicații audiovizuale, de servicii poștale, de reglementări în toate aceste domenii, de tarife de roaming, de tot ce reprezintă comunicațiile. Asta ar trebui să facă Ancom și, practic, de asta are nevoie Sorin Grindeanu de sfaturi de la cei șase consilieri, dintre care am spus chiar și săptămâna trecută, majoritatea nu au experiența necesară pentru a fi în acele poziții. Detaliile despre excursia, deplasarea în interes de serviciu pe bani publici a lui Sorin Grindeanu și a consilierei sale, Cătălina Miriță, fostă Miss Buzău, pe libertatea.ro. Mulțumesc foarte mult, Răzvan Luțac, jurnalist de investigații GSP și Libertatea. Continuăm. Ecologizare de mântuială se întâmplă pe râul Dâmbovnic. Vorbim despre o poluare cu 15 tone de petrol. Copaci negri, peliculă de apă, iată imaginile, pământ îmbibat. O conductă, ne aducem aminte, că s-a spart, iar țițeiul a ajuns într-un râu din județul Giurgiu. E bine, la mai bine de o lună de la accidentul de mediu, petrolul încă mai curge pe apă, solul este îmbibat. Știm că societatea Compet a fost amendată cu 185.000 de lei. Acum, iată ce spune pentru Libertatea Valentin Vigelie. Elio Prișănescu este un fost campion național la pescuit sportiv. Este cel care a populat râurile Dâmbovnic și Neajlov cu pește. Declarația.
poluarea atunci proaspătă, aici, pe locul pe care ne aflăm, era un singur lac de petrol, atât de țiței. Deci, probabil că estimăm adâncimea undeva la un 60 de centimetri, 80 maxim, în perioada aia. În partea aceea, până unde se vede movila din depărtare, deci aproape 100 de metri, era tot un lac de țiței. Acolo, dacă o să mergem, încă se vede că acolo nu au decopertat ca aici. Toată zona asta a fost decopertată, după cum se vede, pământul este cu țiței în el. Deci aici a fost un lac. Mă rog, cât a apucat să intre în sol. Ce spun autoritățile? Spun că petrolul a ajuns în râu din cauza inundațiilor. Găsiți detaliile pe libertatea.ro. Starea lui Eugen Neagoe, antrenorul echipei Dinamo București, înțelegem că este stabil acum, este conștient, cooperant, a depășit faza critică, potrivit gsp.ro. Acesta va fi supus unei coronarografii, sunt indicații pentru montarea unui stent. Eugen Neagoe a fost luat cu ambulanța, dus la Spitalul de Urgență Floreasca din capitală după ce aseară a suferit un infart. S-a întâmplat în timpul meciului cu CS Universitatea Craiova. În direct cu noi, colegul meu Costin Ștucan, jurnalist Gazeta Sporturilor. Costin, te salut, bine ai venit. Salut, mâna. Ce s-a întâmplat acolo? Ce știți voi? Care sunt ultimele date? Da, imaginile cred că au fost văzute de toată lumea la televizor aseară cu Eugen Neagoe, care acuză o problemă medicală evidentă de pe imaginile transmisiunii în direct. Și am văzut apoi niște imagini filmate de o cameră de supraveghere a celor de la Digi plasată pe antrenori. Tot meciul există o cameră care stă pe fiecare antrenor în parte, pe banca de rezerve. Și îl vedem pe doctorul lui Dinamo, Liviu Bătinanu, venind lângă Eugen Neagoe, deși Eugen Neagoe deja se vedea, se transformase. Era galben la față, începuse, avea un spasm și, mă rog, era absolut evidentă starea lui din ce în ce mai rea. Doctorul se rezumă la a-i lua pulsul, după care, în timp ce antrenorul începe să se... adică intră într-o stare foarte gravă, doctorul începe să-l stropească cu apă. Acesta este doctorul lui Dinamo, care a fost pe bancă și când a murit Ekeng. Adică să se mai și nece cu apă după ce că el nu era conștient. Acesta este doctorul lui Dinamo, care nu era la antrenament atunci când era angajatul clubului Universitatea Craiova, atunci când un portar de la Craiova a fost lovit grav în cap de un coleg, când intervenția lui era necesară atunci. Poate că îl salva, poate că nu, dar era acel portar ulterior a murit, pentru că doctorul nu era la stadion. Deci, doctorul a fost aproape de un nou caz foarte serios. Mă rog, ok, nu e vina lui că inima lui Eugen Neagoe era încercată, pentru că înțeleg pe surse că deja mai suferise un infart, există o cicatrice observată la EKG, mă rog, la investigațiile făcute aseară. Dar doctorul pare din alt film, sau, mă rog, pare ușor în urma filmului real, care era unul tragic. Ok, intervenția ambulanței a fost salvatoare, pentru că imediat am văzut și noi, a fost resuscitat, întâi manual, după care s-au început manevrele de resuscitare, după care în interiorul ambulanței, cu șocuri electrice, Eugen Neagoe a avut zile. Acum este în spital, se vorbește, da, despre montarea iminentă a unui stent, sau poate a mai multor stenturi, depinde de starea arterelor sale. E o întâmplare fericită. Alți oameni din sportul românesc n-au avut parte de o întâmplare, adică nu s-au terminat lucrurile, da, până la urmă, cu bine. Chiar dacă va avea nevoie de o perioadă de recuperare, Neagoe, în momentul ăsta, starea lui este stabilă. Nu mă pricep, dar omenește vorbind, de ce continuă meciul într-o astfel de situație? Cum poate, vezi, situație, pot juca acei oameni de pe teren? E o situație inumană într-un sport despre care se spune că se adresează oamenilor. Și un sport care vizează entertainmentul și distrarea oamenilor. E bine, când vezi așa ceva, ție, ca telespectator, nu prea îți mai vine să te uiți la un meci. Dar aminte unor jucători care își văd antrenorul dezbrăcat și pe cineva care îi împinge pieptul. Adică, cum să mai joci fotbal după chestia asta? E bine, Liga Profesionistă de Fotbal are niște reguli ale ei, are niște contracte de drepturi TV care trebuie respectate, pentru că televiziunile, cele care sugeau așa toate imaginile aseară cu Neagoe dezbrăcat de la brâu în sus, acele televiziuni impun niște reguli și cer ca meciul să se joace. Probabil că nu s-ar fi putut
lua în calcul amânarea acelui meci, pentru că trebuia să joace, trebuia să existe audiență, trebuia vândută publicitate aseară în timpul meciului. E un paradox și o ipocrizie în sportul profesionist din ziua de azi, nu doar în sportul românesc și în fotbal, în tot sportul mondial. Cum e meseria asta? De antrenor, solicitantă, da, solicitantă. Vorbeam cu... L-am avut în emisiune pe 6 mai pe Eugen Neagoi, era aici, pe scaun și l-am rugat să ne spună ceva despre el, un lucru pe care oamenii nu-l știu. Și a spus, îmi place să beau multă cafea, îmi place să fumez, deși sunt certat acasă că fumez. Și am înțeles acum de la directorul sportiv al clubului precedent la care a lucrat Neagoi, că în dimineața meciurilor Neagoi bea 5-6 cafele dimineața și fuma fără să mănânce absolut nimic. Pentru a intra într-o stare de limpezime, probabil, a minții, necesară pentru deciziile foarte importante pe care un antrenor le are de luat pe banca de rezerve. E o meserie stresantă și cu atât mai stresantă cu cât suporterii își cer demisia din secunda 1 a mandatului tău, un lucru pe care nu-l pot înțelege. Fanii lui Dinamo, aseară, în timp ce antrenorul echipei lor era resuscitat, galeria care se numește Cătălin Hâldan, în memoria unui jucător care a murit pe teren pentru Dinamo, scanda împotriva lui Negoiță tot felul de măscări. Cred că ne-a dispărut umanitatea, ne-a dispărut sufletul și cu băieților ăstora le-a dispărut sufletul, deși se cheamă Peluza Cătălin Hâldan. Da, antrenorul are o meserie foarte grea. Foarte grea. Trebuie să ia niște decizii foarte rapide, în situații de stres teribil, cum e cazul acesta lui Neagoie. Acum, dacă pe fondul ăsta se adaugă și alte probleme, nu știu, probleme genetice sau o viață ușor neordonată. Uite, eu aș pune declarația asta a lui Neagoie, sunt certat acasă că fumez, aș pune-o chiar la, nu știu, aș folosi eu, dacă aș fi asociație pentru prevenirea bolilor cardiace, aș folosi această declarație. Pentru că, uite, spunea că e certat de soția acasă că fumează și că bea cafea și la cât? La 2 luni distanță era să, exact, era să moară pe banca de rezerve. Multă sănătate îi dorim, firește, detaliile pe gsp.ro. Mulțumesc foarte mult, Costin Ștucan, jurnalist, Gazeta Sporturilor. Găsiți informații, firește, și pe site-ul libertatea.ro și pe pagina noastră de Facebook. Sunt Adriana Nedelea, rămâneți alături de noi.